întors la Hai cu fetele! Invitata noastră de astăzi nu are nevoie de nicio prezentare, vă spunem doar atât! Te invit aici, este șansa ta! Bună seara, nu ne putem îmbrățișa, ceea ce mă enervează peste poate. Dar, pe de altă parte, pot să zic, hai cu fietii, așa la mine acasă. Andreea, nu? Bine ai venit la noi. Mi-ați rezervat aici, larg, bineînțeles. Andreea, bine te-am găsit. Acum, dacă vorbim cu accent din Moldovean, că o să vorbesc și eu acum. Așa de dor să vorbesc cu cineva în vorba noastră. Eu o să vorbesc ca la... N-a vorbit. Și eu la fel ne-am potrivit. Bun. Suntem convinse că ai venit cu foarte mare drag la noi și ești foarte pregătită de absolut tot ce ți-am pregătit și noi. Am venit deschisă, pe de altă parte sunteți frumoase foc. Mulțumim, la fel. Ce echipă de șoc, așa bune. Vă felicit și vă țin pumn. Doamne ajută să fie, dacă vine de la tine, e perfect, sunt convinsă că o să ne poarte foarte mult noroc. Păi asta spun și eu. Și suntem convinse că lumea abia așteaptă să afle mai multe lucruri despre tine, așa pentru că noi astăzi am pregătit un interviu atipic. Yes, noi, fetele, suntem curioase cam cât de sinceră vei fi cu noi astăzi. Și sunt sinceră tot timpul. Hai să vedem. Și vom proba informația, pentru că avem un invitat surpriză. E cu verificare. Dar vrem să vedem și cât de bine te cunoaște prietenul tău cel bun. Alexandru Constantin, pentru că despre el este vorba. Da, prieten de suflet. Și dacă tot am ajuns, aș vrea să știu așa, să începem cu prima întrebare. Te enervezi des? Și ce spui când te enervezi? Zine ceva pe moldovenește. Eu mă mai și nerviez, că sunt vulcanic așa, dar nu pe Alexandru. N-ai cum. E atât de calm, te scoate din toți nervii tăi, n-ai cum. Dar ce spui în general când te enervezi? Dită pentru toți. Ca la volan, așa. Hai să vedem ce ai zis Alexandru. Ia să vedem, dar el nu cred că știe. N-a fost la volan cu mine. Eu n-am prea văzut-o pe Andreea nervoasă, ca să fiu sincer, dar cel mai probabil, dacă se enervează, cred că o dă pe moldovenește. Și așa cred că își manifestă ea nervii. Dar n-am prea văzut-o nervoasă pe Andreea, recunosc. Nu cred că am înțelege noi foarte bine ce spune și cred că și de asta o dă pe limba ei de acolo, ca să nu se înțeleagă foarte bine. Dar spune lucruri frumoase pe moldovenește și când e calmă și liniștită, că tot zice tipup, tipup. Asta e salutul meu și în scris, tot tipup. Da. Scris. Vreau să știu dacă ești o mamă exigentă. Sunt o mamă care își menține autoritatea, chiar dacă sunt și prietenă cu fiica mea, dar eu nu cred că... piticii noștri, chiar și când cresc mai mari, trebuie lăsați să ni se suie în cap. Pentru că ei nu-și cunosc limitele, ba chiar ne testează nouă limitele, știi foarte bine, ești părinte. Și tu încă nu știi. Încă nu știi. Sunt prea mici. Da. Prea la început de drum. Și trebuie menținut un echilibru. Atâta tot. Dar eu te-aș întreba, Andreea, te-ai recăsători? De ce nu? Eu cred că nu trebuie să pui prezentul sau prezentului, să-i pui pe umeri trecutul. La urma urmei, e foarte ușor să judeci. Păi ce, că a mai fost căsătorită, că a trecut și prin aia și prin aia. Că știi vorba aia care se spune tot timpul, că sigur există un sâmbure de adevăr, că nu este fum fără foc, habar n-aveți. Da, habar nu ai ce e în viața altui om, prin ce a trecut, de ce a decis într-un fel sau în altul, că nu prea decizi de bine. Normal. Să te desparți de cineva, nu? E clar că acolo ceva nu funcționează și eu cred că, contrar opiniei generale din România, multe femei stau până la adânci bătrâneți suferind. Eu cred că am o viață să o trăiesc frumos, lupt pentru relația în care mă aflu până departe, adică nu renunț ușor, nu sunt genul de femeie care să spună la revedere așa, la primul lucru care nu merge. Pe de altă parte, am o responsabilitate și față de mine, nu doar față de alții, și vreau să trăiesc frumos. Apropo de momentele mai puțin bune, vreau să știu care e știrea
apărută despre tine care te-a enervat cel mai tare? A fost una de care să-ți amintești? Milioane. Greu de ales acum, dar, de exemplu, hai să aleg una care a fost și deranjantă la început, în fine, dar care a fost și haioasă în final. A venit tatăl meu odată aici la mine, la București, și a luat și el costumul cel bun, cum se zice, că se întâlnea cu fata lui. Ce și drag, m-a invitat la masă în oraș și a doua zi a și apărut titrat așa cu litere mari că am un... o relație cu un bărbat foarte elegant, în vârstă și așa mai departe. Era doar tatăl meu. Altă dată, că, de exemplu, mi-amintesc acum, asta chiar a fost simpatic, apropo de operații estetice, nu sunt adepta lor, și că am operații estetică prin care mi-am făcut gropițe în obraj. Perfect. Imaginația merge până departe. Pe la 5 ani înseamnă, nu? Să vedem ce zice, nu? Cred că de la naștere m-au scos, pac, direct în sala de operații. Exact. Hai să vedem ce zice Alex. Dacă s-a enervat la un subiect apărut în presă, la un moment dat cu siguranță a fost ceva legat de viața personală, ea fiind o persoană extrem de retrasă și privată. Asta în ciuda faptului că meseria mea mă face să fiu mereu în fața camerelor sau... mă rog, apar în fotografii, în presă, da, intimitatea mea cu adevărat rămâne doar a mea și așa îmi și doresc. Am și luptat la un moment dat în justiție pentru dreptul meu la intimitate. Una e că sunt un om deschis, că nu sunt absurdă și că povestesc lucruri pe care le povestim cu toții, sunt normale, dar asta nu înseamnă că iau 22 de milioane de români cu mine în pat. Adică sunt niște lucruri unde trebuie să înțelegem că bunul simț ar trebui să ne oprească. Să primeze, da. Exact. Par de obicei foarte stăpână pe sine, normal, dar tu mai ai zis că ai și o parte umană pe care nu toată lumea o cunoaște normal. Voiam să te întreb... a fi puternic e tot uman, dar slăbiciunile sunt foarte... din noi, vulnerabilitățile exact, noastre. Tocmai de asta vreau să te întreb ce te emoționează și dacă plângi la filme. Plângi? Ți se întâmplă? Care e ultimul film la care ai plâns? Sau primul? Titanic. Titanic neapărat. Stai așa să ne amintesc. Nothing Hill. Pretty Woman, pe care îi vedem, cred că an de an, și plânge de fiecare dată. Și da, și multe altele. Eu sunt curioasă. Numai curiozită. Numai, da, ne din gură. Suntem prea curioasă. Suntem foarte multe să te... Mi-am plăcea foarte mult cum dansai la Surprize, Surprize. Trebuie să recunosc că chiar și știu că începea melodia și intrai. Exact, care ai tot felul de coreografii și eu tot timpul încercam să te imit și vreau să te Nu mai știu. Vreau să te întreb care e melodia ta preferată, de fapt. În general. Care te face să dansezi. Da, da. Există... Bine, cea tangoul, care îmi place generic vorbind. Tangoul, da, îmi place dansul, am făcut dans. Dar pe de altă parte, dacă vorbim de muzica modernă, mai veselă, mai așa, care... îmi place Jennifer Lopez. Îți place Jennifer Lopez? Da, îmi place muzica ei, îmi place vioiciunea ei, îmi place frumusețea ei, îmi place faptul că are o vârstă pe care o bate la funduleț, așa, fără nicio problemă. Exact. E un model. E o tipă latino, așa cum sunt și eu. Sunt curioasă dacă Alex îți cunoaște și gustul muzical? Nu cred că știe Alex. Dar putem vrea să vrei pe toate până că nu vine mie în cap acum și mai e ceva. Stai să vedem ce zice. Dacă mă cunosc pe Andreea, cred că orice melodie ar face să danseze dacă ar fi într-o stare bună. Dar dacă ar fi să ne gândim la ceva anume, mai degrabă mă gândesc la stil și mă duc cu gândul la o piesă latino sau ceva de genul. Vezi? Latino. Prietenul adevărat te știe... la nevoie. Te știe ca la carte. Andreea, să vorbim și despre proiectul tău de suflet. Pentru că nu există, nu se poate. Da, nu există, nu se poate. E de fapt motoul meu în viață. Moștenit de la tata. Îmi tot spunea vorbele astea încă de la vârsta la care eu nu înțelegeam ce vrea să spună. Sau credea el că nu înțeleg. I-au intrat lui în sânge. Erau principiul de viață și pentru el. Era un om foarte ambițios, așa. Și el a trăit multe vremea comunismului și multe piedici
erau, știm bine, în fața părinților noștri în general. Nici el nu a fost o excepție și atunci mereu zicea vorba asta, probabil când era greu. Și o repeta pentru el de multe ori, dar eu o auzeam, eram copil și mi-a intrat în sânge treaba asta. Mai târziu am început și să înțeleg ce înseamnă și mi-a guvernat întreaga viață, mi-a condus în întreaga viață. Și acum, la maturitate, chiar am simțit cât de mult m-a ajutat acest îndemn interior. El a fost împrumutat și de fiica mea, la fel cum eu l-am împrumutat de la tata, fără ca eu să-mi doresc asta, dar fiica mea tot timpul spune, nu există, nu se poate, sigur că este o soluție, știi? Și atunci mi-am spus, dacă pentru noi ca familie, din generație în generație, vorbele astea au însemnat atât de mult, de ce n-aș găsi eu oameni pentru care nu există, nu se poate? Că e pandemie, că e frig afară, că e cerul înnorat, că e un moment de tristețe în viață. Oamenii ăștia se ridică, își îndreaptă spinarea, caută soluții, nu se lasă demotivați. Le-o fi greu și lor? Nu. Nu le-o fi ușor, mereu. Și totuși merg înainte și găsesc o altă soluție. Poate nu aceea pe care au visat-o inițial, dar o altă soluție. Aceștia sunt protagoniștii emisiunii mele de la TV2. Nu există, nu se poate. Așa. Înseamnă că nu se poate să ne refuzi următoarea provocare. Înseamnă că nicio provocare nu-i prea mare pentru Nu, gata, sunt deschisă, am zis. Noi avem pregătit aici un telefon, este telefonul meu, dar așa, telefonul meu va dispărea pur și simplu și îl vom înlocui cu telefonul tău, pentru că aule, l-am fi în surprindere și vrem să vedem ce ai în telefon. Ai ceva de ascuns? E o provocare cunoscută. Surprize. Trebuie să vedem așa. Vrem să o facem și noi, pentru că suntem foarte curioase ce ascunde telefonul. Ce trebuie să uite, eu îl deschid, așa? Arată-ne cum îți sună telefonul. Aici cred că în primul rând să deschid eu, sunetul, că l-am dat pe mic și trebuie să sunăm pe Andreea. Acum voi suna eu. Normal, nu am pus o altă melodie decât cea ce era presetată. Îi sună telefonul Andrei. Deci, normal. Da, frumos. Da? Adică nederanjant când sună și mai auzi melodii. N-am pus o mană. Vedem următoarea întrebare. Da? A fost? N-a fost. Sunteți curioase, fetelor? Da. E mai curioasă? Ia să vedem. Vine. Ultima căutare pe Google. Că știrile le-am văzut. Ia să vedem. Da. Știrile, uite. Eu vreau să văd că eu l-am căutat pe Jay Gillen. Uite, ai nou pe YouTube. Pe YouTube, pe toate. Dar nu vedem telefonul. Eu cam numai asta caut. Știrile, da? Da, nu prea stă acolo. Nu stă, eu țin doar asta. Andreea vrea să fie la curent cu știrile pe Digi, nu? Așa. Și acum că ai scăpat de provocările ușoare. Vine una de alea grele, ia să văd. Nu știu să-mi zic, Dar nu faci dragul eu. Zic ce ziceți, fetele. Vreau și eu să joc pe cozonă. Hai să pe mine să nu mă întrebe asta. La asta, pentru că e ultima, scoateți toate telefoanele. Așa, pentru că vreau să vă provoc pe toate. Toți au pus telefoanele pe masă, soția a făcut provocarea și gata, toată lumea, din momentul ăsta, arată tot ce primește. Aici tot dramă. Ne apropiem. Ultima poză din telefon. Așa, ultima poză primită sau... Intri la galerie și cea mai recentă poză. Ultima poză. Nu, că tăiem la montaj dacă e ceva, ultima poză, ia uite. Aoleu, așa plăinos și păros. Da, și haios, da. Cât e de drăguț, vreau și este Rogi, lupușorul nostru. Am primit poza asta ca urmare a ultimului mesaj. Ai și un ultim mesaj? Cred că probabil acel bilețel ar fi cu un ultim mesaj, că ne-ar fi interesat și asta, dacă ai putea să ne-l arăți așa. Nici o problemă. O interesează pe Diana. Ultimul mesaj e, poftim, a venit cățelul acasă, îți trimit și eu poza. Perfect. Bun, era de lag mesajul de... Îți mulțumim, Andreea, îți mulțumim. Și eu vă mulțumesc, am avut noroc că n-am primit ceva compromisător. Doamne, da, ce bine să nu mă puneți să scot ultimul mesaj, că le-am pus categoric. Și pentru că ne bucurăm foarte mult că ești astăzi alături de noi în prima ediție a emisiunii Hai cu Fetele. Și ne porți noroc. Și că ne vei purta noroc cu siguranță. Dar vreau și eu să mă răzbun pe voi. Pe asta zic că ne provocăm și tu. Pentru provocarea asta care...
care mi-a adus emoții. Hai că ai trecut cu bine peste. Uite, vă întreb chiar pe voi, vedeți ce drăguț sunt. Să știi că noi ne-am gândit. Gabriela s-a gândit mai mult. Gabriela, ea a fost cu ideea? Da. Ea ne-a sacrificat aici. Mie îmi place dansul. Și mie. Mi se pare că e normal la orice vârstă. Exact. Da, perfect. Așa că ne fac eu pe niște creme. Noroc frumos. Eu zic să ne scoți la dans. Stați că vă rezolv eu. Dați-mi bilețelele. Stați că rezolvăm acum. Mă duc în loc de lapte de pasăre. Voi aduce niște clătite. Urmează rubrica Scoate-mă la dans. Diana, ce ne-ai pregătit acolo? Să ne explicați ce facem cu clătitele astea. Clătitele le vei ține tu. Așa. Clătitele răzbunării, Andrei. Alegem o piesă și tu vei vreau să fac de acolo. Am zis că îmi place asta să fie. Și mă ne place de Maluma. Cum se întâmplă? Da, 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 sunt de acord. Da, alegeți voi, da, fonologie. Ce trebuie să facem acum este tu vei extrage din acel bol câte un bilețel. Pe bilețele se află scrisă o situație. Iar tu vei alege niște fete, două, care vor dansa. Pe melodia lasă de tine. Nu, eu m-am dus pe tine. Pe bilețel. Mai aproape de ringul de dans sunteți, da? Deci noi două suntem. Noi două. Noi am și pus întrebarea aia cu recăsătorii. Pe rând și eu îmi s-au pus. Da, pe rând, da? Poftim, ești invitatea mea. Eu sunt susțin să mă așez mai bine. Uite, noi vă mai tragem și mă. Vom face un battle. Giulia, ajută-mă ca să facem și noi ceva, dacă tot nu. Bine. Perfect. Bun, ești pregătită, mi-ți face o încălzire. Da, situația, da? Da, da. Ia să vedem noi ce situație. Dar sunt separat, nu? Bun, separat, da, pe rând. Prima, întâi situația roșie, precum vedeți, dar rochia ta. Deci, Gabi, tu poți să mai stai jos. Ești în barcă și vâslești. Sunt în barcă și vâslești. Da. Să cânte piesa. Să cânte. Pregătește-te. Asta e specifică nouă fetelor. Nu găsești telefonul. Asta e situația. Da. Eu chiar nu găsesc telefonul. Ia să vedem. Și un bonus. Ați face o echipă foarte bună, da? Hai să vedem. Situația de ia să vedem. Ați câștigat la loto. Câștigi atât de multe lucruri într-o singură zi la loto. Ați câștigat-o și dacă o să mă întrebe cei dragi cum am simțit astăzi la voi, o să spun foarte cinstit, pentru că eu nu fac complimente gratuite, că am plecat veselă de aici. Și cred că asta ne bucurăm foarte tare. Mulțumim! Să plecăm cu zâmbet mai departe. Mulțumim tare mult, Andreea, și te mai așteptăm cu siguranță. Să fiți sănătoase, că sănătatea ne dorim cel mai mult. Acum rest le facem noi pe toate. Mulțumim tare! Că nu există, nu se poate. Nu există, nu se poate. La Hai cu Fetele, voi rămâneți cu noi pentru că revenim după pauză aici, unde o să ne cânte Gabriela Atanasov și Horia. Asta a fost prima noastră emisiune Hai cu Fetele, sperăm că v-a plăcut. O să ne luăm la revedere, dar nu înainte de a asculta ce ne-au pregătit Gabriela Atanasov și Horia. Cum v-a simțit la noi?
Extraordinar, vă mulțumim foarte mult că ne-ați chemat aici la voi, fetelor. Vă mulțumim tare mult și nu vă lăsăm să plecați până nu ne cântați și încântați cu piesa. La Hai cu Fetele analizăm ținute memorabile. Vedem cum este să zbori și să slăbești în același timp și la ce provocări va zice da Diana Dumitrescu.